pic întins, că o să ai nevoie. Și în spate și în față. Un pic umerit. Mai sus. Este doamna profesor Iuliana Piscoi, preparatorul meu fizic. Acest baraj a fost dat în folosință în 1976, adică tot în anul în care m-am născut eu. Un lac special. Am încheiat seria antrenamentelor mari. Săptămâna trecută a fost ultimul, 24 de ore la București. Acum înot doar pentru întreținere, pentru menținere. În aceste două săptămâni care au mai rămas îmi doresc să acumulez foarte multă energie, dar și acest not este important pentru mine, nu numai prin locație, dar și prin faptul că îl dedic din nou copiilor cu autism. În not pentru 100 de copii să beneficieze de ore de aquaterapie. Îmi place foarte mult cum sună lucrul acesta, tocmai de aceea m-am și alăturat acestei cauze pe care o susțin din plin. O să continui să înot o oră, maxim două, până la marele eveniment de la Balaton, unde încerc să stabilesc un nou record mondial după lungimea de înot. Încerc să înot cel mai mult timp. Actualul record este de 67 de ore și 16 minute, ori eu încerc să depășesc acest timp și dacă voi reuși lucrul acesta, îi voi dedica Nadiei Comăneci acest record, pentru că se împlinesc 45 de ani de la Marele 10 a Nadiei și 45 de ani de viață ai mei. Apa este foarte, foarte bună. M-aș bucura să fie așa și la Balaton peste 14 zile. Gata, fetele? Da! Hai, tati! Hai, grijă, dă-te mai departe! Hai, tati! Hai, tati, să te vedem! Indiferent că e un proiect mai mic sau mai mare, realizarea e grea și pentru mine e destul de emoționant, mai ales acum că știu ce urmează, e foarte greu, dar încerc să mă mențin, să psihic să mă gândesc că totul o să fie bine, încerc și pe el să-l ajut și să-l susțin și sperăm să fie bine. O plăcere pură să not în acest lac Surduc din județul Timiș. De mult nu m-am mai simțit așa de bine într-o apă. Probabil că este o discrepanță foarte mare între această apă curată și cea în care am înotat la București. A fost un antrenament ordinar de menținere. Mă bucur, iată, că și oamenii se bucură și ei de această vreme și de acest not al meu. Acum să nu? Haide!
Super. Okay. Mulțumesc tare mult.